ordinar de astăzi. În conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 108 din 25 aprilie 2019, vă informăm să vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 30 aprilie 2019, orele 14 la sediul primăriei comunei Sămărean, în sala de consiliu. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului privat al Comunei Sândulea. Inițiator primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Comunei Sândulea, inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional al contractului de furnizare energie electrică numărul 100168817 din 2016, încheiat cu EON, Energie România S.A., inițiator primarul comunei, și 4 diverse. Cine este de acord cu ordinea de zi? Punctul 1. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a trupului de pășune ce aparțin domeniului privat al Comunei Sândulea. Aici cred că am să vă vorbesc eu, pentru că domnul primar nu este. Este vorba de 11 trupuri de pășune, care în luna mai încetează contractul de închiriere cu Asociația Crescătorilor de Animale, pentru că în luna 5-a la început expiră și ca să avem continuitate, noi putem mai dăm procedura în așa fel încât în momentul în care ea și expiră contractul vechi, să avem contracte noi vis-a-vis de aceste trupuri de pășune. Sunt 11 trupuri de pășune. Aceste trupuri de pășune, mai bine spus, pentru toate pășunile din comună, avem studiu pedologic. În urma studiului pedologic știm care este masa verde care se poate recolta pe fiecare hectar în parte. În urma analizei acestui studiu pedologic, care să vedem că, dacă vreți, dați vă rog frumos și la cei care nu au fost pe comisii. De exemplu, pe Bosia noi avem două trupuri de pășune. Mai bine spus, haideți să vă spun altfel. Deci, pe Bosia, Posada, se recoltează câte 7 tone pe hectar de masă verde. Pe Turluiu Mare, 8. Pe Turluiu Dreapta, 7,7. Stupul Școală, 7,4. Stupul Școală, iar mai este, deci e altă tarla. Deci, tot stupul Școală, 7,4. Și dacă ne uităm puțin, trebuie să avem pe Podei și Berșești 5 tone de masă verde pe hectar. Bun. De ce ne interesează pe noi această masă verde de hectar? Pentru că, la un moment dat, prin lege, spune în următor. Concesiunea, deci e vorba de prețul maxim. Prețul maxim se calculează în funcție de masa verde la hectar, care se mulțește cu suma dată de către Consiliul Județean vis-a-vis de valoarea acelei mase verzi. În luna a doua, Consiliul Județean, prin hotărârea numărul 28, a stabilit că prețul masei verzi este de 0,08 bani pe kilogram. Ceea ce înseamnă că cei 0,08 bani pe kilogram luăm și mulțim cu tonă, și după aceea mulțim pe fiecare pășune câte hectare are. Și la un moment dat este, deci, valoarea maximă a chiriei pe anul 2019, luăm ca și calcul Bosia, cea care are 7,91 hectare. Deci merge pe cele 7 tone pe hectar. Are să iasă, deci, chiria maximă este de 2160. Legea spune și în felul următor. Numai puțin de, deci maximum, dar numai puțin de, din care se scade, deci din maximum, se scad valoarea lucrărilor care se fac pe trupurile de pășune. Aia fiind valoarea minimă. Pentru că până, deci ele au fost închiriate acum 7 ani, după 7 ani, deci 2011, în fiecare an, valoarea chiriei s-a actualizat cu indicele inflației, nu cu altceva. Și de când s-au închiriat ele, până acum au mai crescut pe contract undeva cu 20, 30, 40 de lei.
De aceea găsim acolo, la un moment dat, valoare chiriei an 2018. Și vorbim tot de acest Bosia, 391 hectare. Deci pentru anul 2019, pe întreg trupul respectiv, deci cele 3,91 hectare, s-a plătit pe an 1232 de lei. Și pentru ca să rămână în continuare aceeași chirie și să nu se majoreze chiria, s-a stabilit în felul următor că legea îți permite. Deci nu mai puțin de. Din valoarea maximă de 2160, am scăzut 1232, care este chiria actuală, pare să vedeți că ne dă 928 de lei, cum ar veni, lucrări care se pot face. Care vor fi incluse tot în contract. Per ansamblu, chiria va rămâne aceeași la nivel de 2018, atunci era altă formulă de calcul. Va rămâne la nivel de 2018, cu condiția ca, și asta se va băga în contract, valoarea lucrărilor să fie de 928. Se vor aduce acte justificative vis-a-vis de această situație. Iar în momentul în care, deci lucrările sunt mai mici de 928, diferența va fi ca și valoare de chirie, și cum s-a prevăzut și în contractul cadru care ați văzut, a fost spus, deci se plătește etapizat. Sunt în două etape. Ei, atunci și asta o departăm etapizat. N-ai făcut în prima etapă când plătești prima valoare a chiriei, ci se iau penalități. Pe noi ne interesează în felul următor. Ca și pășunea să rămână, cel puțin, normal ar trebui să crească ca și valoare a pășunii. Deci se ducă spre maximum de 10 hectare. 10-11 hectare. Mai sunt alte pășuni care sunt, de adevărat, ajung și la 12 hectare. Dar toate lucrările se vor face după studiul pedologic care a fost aprobat în luna... Cum se rămâne pe 10 hectare? Cum se rămâne pe 10 tone pe hectar, scuze. Nu. 10-12 tone de masă verde pe hectar. Deci acolo trebuie să ajungă. Se crește pădurea. Așa. Toate lucrările le vor face în funcție, deci conform studiului pedologic, pentru că știți că și atunci când s-a aprobat, studiul pedologic este realizat, deci fix, pe fiecare trup de pășune în parte, pentru că fiecare trup de pășune are specificul ei. În proiectul acesta de hotărâre, domnul primar spune să-i dăm încredințare, că va da prin încredințare... Conform legii, deci prin încredințare directă se poate da către asociațiile crescătorilor de animale care sunt de pe raza comunei sau către persoanele fizice de pe raza comunei. Mai e și prevederea că și către persoane juridice care au ca și obiect de activitate creșterea animalelor, dar să fie înființate cu cel puțin un an de zile înainte de scoaterea la licitație. Deci aici vorbim deci prin încredințare directă către cele trei categorii. Da? Bun. Și intenția de încredințare, noi hotărâm în Consiliu și pe asta domnul primar... Nu, domnul, deci domnul primar, dacă ne uităm la un moment dat și pe regulamentul ăla, se va face public atât într-un ziar cât și la sediu și se vor primi cereri, solicitări în acest sens. Este regulamentul, ce documente trebuie ca să iasă depună fiecare. Dacă ne ducem și pe regulamentare să vedem că cantitatea, deci încărcătura minimă trebuie să fie de 0,3 unitate vită la hectar. Ca ideea ar fi de evitat concesionarea sau închirierea... Da, nu, închirierea. Închirierea către asociație, pentru că cred eu că ar fi mai bine să-l primească utilizatorul final, respectiv fermierul. Nu poți să restricționezi accesul nimănui, nici măcar a cetățeanului, nici al asociației. Bine, acum fiind încredințare directă, e încredințare directă. Da, bine, încredințarea directă către cei care fac dovada. În momentul în care același trup, ne-am uitat un picuț, deci dacă pe același trup de pășune vin 2-3 solicitanți, atunci fiecare va stabili un preț. Deci se va face în așa fel încât să se ridice prețul, să facem o departajare, se ridică prețul cu 10 lei pe hectar. Da? Ca și sumă. Și care va putea da. Deci eu nu pot să elimin pe nimeni. Deci nu am cum să pun Asociația Crescătorilor de Animale că nu participă. Poate mai mult cu cât la Asociația Crescătorilor de Animale, deci după câte știu eu, poate undeva greșesc unde domnul vice, poate greșesc, dar undeva de 70-75% din locuitori, eu, după câte știu, sunt acolo în asociație. Ei fac parte din asociație, pentru că nu știau și nici nu se putea închiria de către ei direct. În timpul se închiria pe asociație. Acum pot să închirieze fermierii direct, în mod direct. Revin și spun în continuare. Deci nu pot să scot
Asociația Crescătorilor de Animale atâta timp cât este prevăzută și, deci, expres prevăzută acolo în lege. Am înțeles, nu o dă nimeni deoparte. Da, dar totuși fiind încredințare directă, nu e... Dar la toată, deci, nu discutăm noi de asociație. Deci, da, prin lege e dat așa ceva, nu pe asociație. Dar mi-am milu, asociația primește subvenția predeitat și face două, trei lucrări pentru utilizator, pentru fermier, știu eu, face, nu face, eu știu ce nevoie are fermierul. Ideea ar fi că mai convenabil ar fi ca fermierul să folosească, să pășuneze mislazul, să-l întrețină și să-și primească respectiv subvenția. No. În modul ăsta ți-ar primi vicinul. N-are cum, pentru că el s-a format de atâta timp cu asociații. Și fermierii care asociații se formează, se dizolvă, să... Atunci, propuneți dumneavoastră ca să dizolvi și să formeze asociații. Dar nu ai ce treabă cu asociația. Deci nu are nicio legătură una cu alta. Eu, deci... N-am cum. Dumneavoastră puteți să propuneți, deci, să fie scoasă asociația, să nu ai de acces. Dar nu... Nu are... Asta e ideea. Odată fiind încredințare directă, se poate încredința către fermier direct. Dar care este? Deci, dar cine a zis că nu se poate? Deci fiecare ia de era, deci, era o discuție pe lângă se va face de proiectul de hotărâre. Haideți în felul următor. Se va face o comisie. Chiar am rugămintea dumneavoastră să faceți propuneri din partea Consiliului Local. Avem, ales să avem comisie de licitație și comisie de contestație. Da? Oricine vine și ia și depune documentația. Comisia analizează toate documentele și eventual știu eu la cineva, îi respinge documentele. Și atunci avem comisia de contestații. Vine și comisia de contestații și analizează. Deci asta e nicio fel de problemă. Deci totul trebuie, deci tot are să fie și se va întâmpla că se poate de transparent. Exact. Dar nu. Haideți în felul următor. Termenul de 10 ani cum s-a luat în cauză? Păi nu, dacă ne uitam, era prevăzut. Deci 7-10 ani. Da? Așa prevede legea. 7, minim, maxim 10 ani. Că mi se pare totuși o sumă, o perioadă totuși îndelungată de timp. Și doi, la... Avem aici articolul 5 și articolul 6. Se aprobă comisia de soluționare. Deci noi aprobăm o comisie. Comisie este, de licitație și de soluționare. Care este cu puncte-puncte. Păi da, de unde să am eu propună? Păi puncte-puncte. Deci dintre dumneavoastră. Eventual dumneavoastră puteți să spuneți. Din la comisia de licitație, doi din aparatul de specialitate a domnului primar, restul de 3, 4, 5 consilieri, la comisia de soluționare a contestațiilor, doi din aparatul domnului primar și atunci domnul primar să vedeți cine vor fi ceilalți lui, din partea Consiliului Local, următoarele persoane? Păi da, dar noi aici aprobăm formatul sau aprobăm direct? Că spune, se aprobă comisia, care comisie nu avem acum în momentul de față. Nu avem, dar s-a făcut propunere Consiliul Local. Păi da, și, adică trebuie să propunem acum, ca să votăm. Păi da, vorbim acum, prima dată și prima dată am discutat vis-a-vis de preț. Cum s-a stabilit prețul? Am avut discuții vis-a-vis de cine poate să participe. Niciun fel de problemă. Deci s-a explicat și chestia asta. Acum trebuie să ajungem pe partea asta la altă. Deci, care va fi componența comisiei? Comisia poate să fie din 3, din 5. Poate să fie, deci, dacă va fi 3, unul să fie din aparatul de specialitate a domnului primar, ceilalți doi membri din Consiliul Local. Aici avem și pe cineva care vorba chiar nu numai o singură persoană. Două persoane care s-au ocupat în celelalte mandate special și expres numai de pășune și le știu mai bine ca... Nu, mult mai bine ca mine. Nu mai bine. Cu mult mai bine ca mine. Dar spune dumneavoastră că poți să participi oricine. Deci oricine de pe rând... Nu, nu, am spus de... Deci, am vorbit clar. Da, deci, da. Și la ședința pe comisie. Când a zis oricine, am zis poate să la deci, locală, mai fost. Cetățeni, nu am zis că oricine, deci oricine, dar am zis deci, asociațiile crescătorilor de animale de pe raza comunei, cetățenii de pe raza comunei și societățile comerciale. Iar din ăștia trei, oricine dintre cei trei poate să iasă vină.
Știu că a fost o stână întreagă. Asociația de crescători, nu știu dacă o mai fi încă una. Posibil să mai fie încă una, poate să înființa și nu are activitate. Cetățeni sunt mulți care au animale, deci foarte mulți. Persoane juridice care au ca și obiect de activitate, nu știu, dar dacă nu știu eu, asta înseamnă că nu înseamnă că nu există. Poate există. Se va face anunțul la ziar, se va afișa la sediul nostru, se va pune și pe adresa de și pe site-ul primăriei. Și criteriul de selecție ar fi suma chiria, nu? Deci, chirie. Deci până la urmă de partajare. De partajare nu se face. Deci, am zis, la un moment dat, deci pe, dacă cer pe același stup de pășune, 2, 3, 4 persoane, 5 persoane, că din punctul meu de vedere, toată lumea s-a îngrămădit unde sunt 7 hectare. 7 tone pe hectare, pardon. Cine licitează cu 10 de mai mult? Iar după aceea, deci, cine are încărcătura? Nu înțeleg totuși, licitație sau încredințare directă? Păi, cum faci de partajare, de partajarea, până la urmă? Până la urmă. Pe când îl încredințezi direct, nu mai faci de partajare. Dom'le, noi în felul următor, noi nu luăm de pe stradă și ia de aici dumneavoastră pășunea. Deci, haideți, în felul următor, dacă am fi citit chestiile care s-au gândit, se vedea foarte clar. Nu, dar este aici proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de interiere prin licitație. Da. Și pe urmă vine aici că se aprobă închirierea prin atribuire directă. Da. Și, adică de astăzi nu bun, se bat. Bun, haideți felul următor, dacă vreți să... Nu, dar nu se bat ca și limba română. Nu vorbesc de altceva. Bun, vorbim de licitație, dacă e vorba de limba română. Mai mulți crescători. Păi da, dar nu, adică... Da, deci la licitație va apărea în momentul în care sunt doi sau trei care vor... Același fel. Da. Bine, nu s-a înțeles asta în partea a doua, da? Dar nu, deci, dumneavoastră, deci, dumneavoastră analizați în contextul care vi s-a prezentat. Nu mergem acum pe limba română. Păi nu, e în contextul în care scrie în hotărâre. Bun, v-ați uitat, da, v-ați uitat atunci ce înseamnă de la articolul 1, articolul 2, articolul 3, după aceea la procedură, v-ați uitat pe partea asta, la stabilirea prețului, la nu știu cum. Dacă merge cumva pe procedură, să înțelegeți de ce la un moment dat s-a... deci, aprobăm prima dată demararea procedurii. Deci e clar. Da? Iar dacă merge pe regulament, la un moment dat are să fie, deci dacă cumva sunt doi care vor același trup de pășune, de partajarea se va face prin preț. Da, dar unde scrie asta? Spuneți-mă în ce... Regulament. Care e regulament? E anexă. În hotărâre scrie că se aprobă prin la articolul 2 și articolul 3 se scrie se aprobă prin încredințare directă. O perioadă de 10 ani. Cel puțin la articolul 2. 10 ani a terenurilor având categoria de folosință pășune în suprafață de 53 de hectare. Proprietatea privată a comunei Sândulene. Articolul 3. Se aprobă demararea procedurii de închiriere prin atribuire directă pe o perioadă de 10 ani. Care câștigă licitația, o rămâne 10 ani. Haideți să atunci luăm o pauză ca să se studieze materialele. Că după aceea discutăm prea mult și... Am președinte. Nu înțelegi nimic. Eu să zic și eu, domnul... Da, spune. Având în vedere că noi, în acest proiect de hotărâre, nu e vorba despre toată suprafața de pășune din peraza comunei, ci doar câteva trupuri care au fost curățate în timp, și-au suferit modificări în timp ca să poată fi date spre închiriere, pentru că la început acele trupuri care nu erau curățate, asociația nu le primea. Și nu se punea nici subieț, nimic. În timp, de acolo anilor, toți s-au curățat pe un trup. Ba la deșert, ba la stufă, ba la așa. Eu zic că mari modificări nu s-ar putea face, având în vedere că majoritatea trupurilor, până la 400 de hectare, deja ele sunt închiriate cuiva. Și rămâne la veșești 4 hectare, să zicem, sau eu știu, mai spune aici, câteva bucăți care s-au curățat în timp la aceste trucuri. Normal, tot acei oameni vor participa la pășunat, care sunt constituiți în asociații. Puțin probabil să vină un deținător de animale, cu mai multe, cum ar fi un organizator de stâni sau nu știu care, ca să se ducă să... Pisticeala să-și ia trupul acolo. În situația asta, atunci cred că trebuie formate comisii de licitații, comisii de... Și bănuiesc că vor urma după asta formarea comisiilor.
Nu, e subiectul discuției de astăzi aici, clar că Ai închiriat o bucățică, l-ai dat asociației, da? Când expiră celălalt contract pentru restul suprafețelor, trebuie să lești tot de asociație, nu? Să completez. Deci, având în vedere situația asta creată acum, atunci când se face modificarea de contract, să se ține cont de lucrul ăsta și să fie tot trupul de pășuni din zona respectivă, ca să nu mai să expire așa pe rând, unul după altul. Dar de ce să nu-l schimbăm, să nu-l dăm, să-l închiriem doar pe perioada până expiră celălalt contract? Ca după aia să se organizeze, înștiințăm fermierii, să știe ce drepturi au, că până acum n-au știut ce drepturi au, poate reușesc să vină să, în condițiile lege, să liciteze sau să primească prin încredințare directă terenul aferent, islazul aferent, unde, zonei unde pășunează ei. Ce propuneți în asta? Eu aș propune să aducem, să le actualizăm la zi contractele astea. Să legăm contractul ăsta, dat fiind că faptul că s-a închiriat mai târziu sau nu a fost pe o perioadă, să-l aducem la perioada celui, să expire în același timp, cu celălalt. Bun, mai clar, pentru că cum să le aduce, cum să face. Cu celălalt când expiră. Mergem în contabilitate, deci dacă v-ați fi venit... Dar expiră una viitoare, stați un pic. Dar nu. Păi care expiră? Nu expiră una viitoare. Care? Celălalt contract? Nu, domnule, deci noi discutăm. Acum sunt 11 trupuri de pășune. Care, deci, în luna mai ies de sub contract, luna 5-a, da? Și pentru ca să fie, eu așa permise, că am zis și la început, să fie continuitate. Începem procedura de pe acum, pentru că nu se poate de pe o zi pe alta. Dăm posibilitatea la toți care vor să iasă din aici. În așa fel încât, nu știu, pe 5 sau pe 9 mai expiră celelalte contracte, ca pe data de 9 sau pe 10, avem noile contracte. Da. Având în vedere faptul că majoritatea deținătorilor de animale, chiar dacă sunt fermieri cu un număr mai mare de animale, chiar dacă este un singur deținător, o vacă, cu două, cu trei, toți acești oameni sunt membri în asociația aceasta care este constituită din 2009. Da. Deci toți ca atari, ei deja între ei s-au stabilit zonele de pășunat. Fiecare are o zonă, nu știu care are altă zonă, cei de la Coman tot la fel sunt pe zone, vași într-o parte, ceilalți într-o parte. Doar ar trebui, să zicem așa, verificați luna care vine, să vedem dacă își mențin tot aceeași formă, sau dacă este vreunul care vrea să le tragă din asociația asta. Și atunci apare și... Bine, știți cum noi discutăm și ne legăm de asociație. Dar poate asociația nu mai vine. Poate și asta. Da, da. Dar nu văd unul să lucră, că ei tot trebuie să vină. Mai, sunt mulți care au. Dar eu altceva vreau să vă propun, în afară de asta. Când se face contractul de concesionare sau închiriere, cum îi spuneți dumneavoastră, să fie prins acolo o clauză micuță, să întreține și drumurile de acces la pășuni. Am mai discutat lucrul ăsta. Sunt drumuri care deja nu mai sunt practicabile, iar deținătorii de animale, cu voie sau fără voie, au făcut alte drumuri pe alte terenuri. Și îl deranjează. De multe ori, hai să zicem că deținătorul terenului respectiv nu este în zonă. Au venit, au plecat, nu mai sunt pe aici. Dar drumurile trebuie păstrate să ducă acolo. Prin, chiar să se stipuleze acolo, întreținerea drumurilor de acces, prin nivelare, prin curățarea vegetației forestiere, care de multe ori acoperă drumul și nu mai pot să treacă păruțe, nu mai pot trece și eu știu, chiar nici oameni nu mai pot trece acolo. Asta vreau să fie. Chiar vă rog să fie stipulat acolo un contract că acel președinte de asociație, ce este el, să nu fugă numai la curățat spine. Să meargă și aici, și aici trebuie. Da, pentru că tot depășim cine. Da, și mai avem o propunere. În zona Taslăului aici, au fost excavații
controlate sau necontrolate, excavații de agregate balastiere. S-au făcut numai găuri peste tot. Au rămas găurile respective, nu s-au mai nivelat, eu am propus de multe ori lucrul ăsta, să se treacă cu un bulldozer sau eu știu, cu o autogredă, cu ceva, să niveleze terenul ca să refacă suprafața înapoi. Pentru că eu țin minte că zona asta de la Beroși până la Livenza aici, zona Pantelonului, vara era salvatorul din punct de vedere al cantității de pășuni pentru toate animalele din comun. Pentru animalele din comun, sânduleni și vercești. Că veneau când pe islați pe acolo unde sunt râpile mari, dispărea vegetația, dispărea pentru că era secetă, se retrăgeau la tasiu. Se retrăgeau pe lungă, așa ziceam, lungă. Lungă are? Da, se ducea pe lungă și atunci avea și umbră, animalele aveau și pășuni. Aș propune ca să se găsească un cadru legal de închiriere către fermierii locali. Să aibă întâietate fermierii locali, să aibă un punctaj sau să aibă ceva ca și întâietate fermierii locali. Dacă își doresc să-l închirieze. Pentru că ei ar beneficia de subvenția respectivă, s-ar dezvolta. Și banii rămâne. Deci, dumneavoastră, propuneți în felul următor. Modificăm regulamentul în așa fel încât luăm toți fermierii care sunt persoane fizice și să aibă întâietate ei față de ceilalți. În special cei care sunt în formă. Bun, dar tocmai de aceea eu v-am zis altceva, pentru că toți sunt pe același palier. Persoane fizice, Asociației Crescătorilor de Animale și cu persoanele juridice care au ca și obiect de activitate. Deci, nu am celălalt cadru legal să-i găsesc. Deci ca și cadru legal nu s-ar găsi. Dar n-am terminat cu punctul ăsta. S-a spus și intern. Deci, dacă vreți, prima dată, dacă vreți, am pus acolo, deci prețul care va fi prețul chiriei, se poate aprova. Am pus regulamentul, se poate aproba și după aceea să vă rog mult de tot să vedem cum se fac propunerea pentru comisie. Comisia de licitație și Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Deci asta e chiar foarte important. Punctul ăsta are vreo 6 puncte în care se aprobă. Deci chiar asta, deci, haideți, vă rog frumos. Altfel am aprobat o comisie în gol. Cu puncte. De asta trebuie să se numească. Vis-a-vis de primul punct, organizarea pășunatului. Organizarea pășunatului nu diferă nimic altceva de ce a fost și anul trecut. Numai că s-a băgat acum pentru că trebuie anual și inclusiv acum pentru că se dă către cine ar veni să știe, domne, care este organizarea pășunatului. Cu toate că, deci mult mai explicit de față ceea ce este aici, este și în studiul pedologic. Dar Consiliul Local aprobă regulamentul de pășunat. Dar studiul pedologic și așa, și acest lucru prevede. Prevede și ce lucrări se fac pe pășune, dacă sunt mecanizate, dacă sunt manuale, da, ce care sunt perioadele, care se animale, se împrăște anumite substanțe, sau cum se împrăște, sau mai bune. Da, avem aici doi foști vice care știu foarte bine, deci mult mai bine ca mine. Acum, sincer, poate cu studiul pedologic, că și eu m-am apucat de o săptămână și nu că, deși data trecută l-am citit, dar măcar acum l-am luat din scoață în scoață. Că și acolo a rămas, deci, însămânțarea, bine. Supram însămânțarea, nu faci cum vrei tu. După aceea, rotirea animalelor pe pășune. Bun, haideți pe urmă. Păi să luăm pe sub punct, dar... Eu așa... Primul punct. Primul punct. Deci, regulament. Nu... Aici, dacă vreți, luați, lectorați, spuneți, dar nu diferă cu nimic față de alte regulamente sau altceva. Bun. Bun, pe regulament. Haideți în felul următor. Deci, va fi punctul 1 cu 1. Ăsta e regulament. Aprobați regulamentul? Să mă aveți aprobat regulamentul. Cine este pentru regulament? Abțineri? Împotrivă. Deci, 100%. Bun. Se aprobă atribuirea prin închiriere directă. Deci, închirierea directă ne dă legea, nu altcineva.
E adevărat. Minimum 7 ani, maximum 10 ani. Dacă vreți pe 7 ani, deci nu sunt 7 ani. Nu mai mult de 10 ani. Deci închirierea directă nu m-a locuit oricum. Nu. Închirierea pășurilor noi plătim. Deci închirierea se poate face. Minimum 7, maximum 10. Deci puteți să spuneți 8, puteți să spuneți 9, puteți să spuneți 10. 10. 10. 10. Da? 10. Cine este pentru? Hai. Cine este pentru 10 ani? Cine e împotrivă? Împotrivă pentru? Motivă. Motivă. Bagă mai repede. Pentru că nu sunt de acord cu, cu perioada. Și s-ar... mai sunt și celelalte... ar trebui să se ajungă la o, la o perioadă de închiriere nu atât a trupurilor. Spre exemplu, Câmpul Tisei, ai trupul care îl închiriezi, acum îl închiriezi la o, o persoană, vine celălalt, celălalt trup, trebuie să-l închiriezi ce... poate va fi un alt licitator sau un alt beneficiar. Și atunci cel care, se deci poate cel, care, cel care îl ia în chirie, la el nu se limitează tot, toată chestia, doar că îmi plătește mie. Taxa. El trebuie ca să iasă să facă, deci cum am mai zis, trebuie să facă lucrări de întreținere. Da? Deci cel puțin să-mi dea cei, acele 7 tone pe hectar, dacă nu cumva să le ridice. V-am spus, cantitatea maximă 10-12 tone de masă verde. Dacă ați văzut, deci cum a spus și domnul Dice, la un moment dat cum era podeiul, era acum ajuns la 5 tone. Dar podeiul înainte, până să fie curățat, până să fie adus cum trebuie, pentru că vreo 3 ani de zile au lucrat și au lucrat foarte mulți de, din cei care au fost sau și sunt în continuare la asociații. Deci ei, nu altcineva lucra, fără niciun ban. Deci ei de la o scos și sunt eligibile. De anul trecut când s-a făcut studiul pedologic de aia și după cam câți ani ar fi domnul Grăză. Deci de când s-au apucat ei, deci cred că vreo 3-4 ani, deci de-abia în 4-5 ani, de-abia anul trecut, ei au stabilit că se pot scoate 5 tone de, de masă verde pe, pe hectar. Nu le se gândă. Bun. Haideți să-i facem tot. Am spus că îl închiriem pe perioadă, pe încredințare de lege. Există și posibilitatea să nu fie doar asociația. Până acum era asociația. Am discutat. Da? Deci sunt 3 categorii. Asociații, persoane fizice și persoane juridice. Deci nu discutăm noi de asociații. Exact. Da. Cât a fost asociația, nu conta că lua un, un trup anul ăsta, peste 2 ani mai lua alt trup. Nu discutăm, pentru că toate au fost, deci când s-au luat, s-au scos tot așa. Deci au fost prin licitație, cine a participat prima dată, de să-și aducă aminte că atunci a trebuit care de sarcini și publicat în SEAP, așa era prevedea legea la momentul respectiv. Deci atunci așa se va face, deci se va face și deci s-a făcut și se va face în continuare transparent. Transparent nu e o problemă. Până acum aveau doar asociațiile acces. Nu e adevărat. De la începutul. Nu e adevărat. Și atunci fermierii n-au știut. Pentru că fermierii s-au înscris în asociație ca să existe asociația să se poată da personală. Deci eu nu pot să construim un înscrite în asociație și să ieși în asociație. Păi poate mai bine zic să informăm pe fermier că pot să acceseze la închiriere. Domnul Trepădoși, deci v-am spus, se va publica în SEAR, se va afișa aici și pe site. Deci chiar intervin. Deci noastră nu sunteți de acord pentru că se ajunge pe o perioadă atât de lungă cu chiria, cu închiriere. E o abținere tot pe chestia asta de perioadă. Da. Vis-a-vis de faptul că, deci, cu prețurile, că dacă aveți să nu uităm, deci acolo este și stabilit prețul care va fi, e în anexa de toată lumea. E în anexa de la chirie A. Deci v-am spus că nu se modifică cu absolut nimic față de 2018, la nivelul lui 2018. Ce mai vă dacă rău? Cine este pentru? Asta este oarecum legat și de 2, da. Stai la da. Deci sunt datele de identificare absolut tot. A descrierea bunului, se spune câte, care e masa verde pe hectar, deci câte tone, valoare lucrări pe an,
valoare chirie pe an. V-am explicat cum s-a ajuns iar în continuare la valoarea chiriei pe an, a rămas aceeași la nivelul lui 2018. Diferența dintre taxa de chiriere maximă pe 2019 dată de cele trei componente, adică suprafață, cantitatea de masă verde și valoare, aia fiind cheia maximă, diferența dintre ele va fi ca și valoare lucrări an. Deci este cuprinsă în penultimul, în penultima coloană. Spune-mi la mod atunci... Valoarea chiriei. Valoarea chiriei. Și de cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Păi tot să mă abțin, că ea oarecum este legată de noi și să tot ai cap în cap una cu alta. Deși valoarea este ok, dar este valoarea pe 10 ani. Deci, directe pentru perioada de 10 nu, ani. Nu, asta, deci nu. Ce treabă are că se leagă de 10 ani? Deci valoarea închiriei pe an, pe an, pe trup. Pe trupul respectiv. Nu, să nu sunteți de acord cu perioada. Când s-a trecut acolo, că se aprobă ca să fie închiriată pe o perioadă de 10 ani. Atâta. Deci, bine, dacă considerați că da, trebuie să vă abțineți și aici, nu știu ce fel de problemă. Vă abțineți. Vă abțineți sau nu? Da. La formularul de contract este cel cadru, dat de hotărârea de guvern. Da. Domnul vice, dar atenție, că ăla este deci cadru, deci contract cadru, care prevede deci, măsurile minime care trebuie prevăzute în el. Deci, cum a zis domnul vice, se poate trece chestia aia. Și se va trece atunci și valoarea care sunt a lucrărilor. Și în situația în care nu se face de valoarea lucrărilor trecute aici, în penultimul tabel, atunci se va și considera ca și valoare de chirie, care la un moment dat va crește. Bun. La modelul, deci, de contract. Să punem la loc ca să putem să ajungem la ăla. Deci, contract. Cine este împotrivă, din punctul meu de vedere, mai simplu? Nimeni? Abțineri? Deci, cum ar veni că toată lumea e 100% pentru, da? Deci, ridicați mâna pentru... Da, că sunteți de acord. Acum vă rog frumos pentru membri. Comisie de licitație. Din partea aparatului de specialitate a domnului primar. Câte persoane să facă? Că acolo am lăsat mai multe rânduri. Nu înseamnă că... 1, 2, 3, 4, 5, 6, cred că până și 7. Asta nu înseamnă că trebuia posibil la început. Din aparatul de specialitate a domnului primar. Câte persoane să facă? 3, 3. Deci 3 din partea... Da, 3. Sunt mulți. Păi nu, că strabă, dar rămâne fără... Nu, pe aici cu 36, deci nu mai avem altă comisie, aia de simplu că da, da, pe urmă vine și... Nu, până la urmă, deci cam 6, deci cam 6 ar trebui, că după aceea mai avem mai 6, da, bun. Pe partea asta, altă, deci 3 considerați că sunt suficienți, deci 3? Da, 1 e suficient. Poftim? Nu. Bine, mai poate face colegii 2. Nu se poate. 2 nu se poate. Bine, nu. Era bine, 2 și 3 consilieri. Și atunci ar fi fost un 5. Da. Deci era număr impar și ziceam. Un consilier? Nu. Deci eu... 2 consilieri. 2 consilieri. Deci noastră vreți 3 din aparatul de specialitate și pentru... Dar nu, haideți în felul următor. 3 din aparatul de specialitate, domnul primar va numi dânsul, prin dispoziție. Păi da, da. Noi trebuie să-i aprobăm acum. Păi nu, deci partea asta ce s-a aprobat? S-a aprobat pe domnul primar sau cum? Păi nu! Păi nu, păi e mai doar. Primarul primar, se numește comisia, așa spune în articol. Se numește da. Comisia. Și aici are să trecem așa. Comisia. Doi membri vor fi din aparatul de specialitate a domnului primar care va desemna prin act administrativ. Am înțeles, domnul, asta, dar deci când se aprob, trebuie să știi ce aprob. Nu niște puncte, puncte. De asta zic. N-am nimic, că sunt 3, că sunt 1, că cine îs. Trebuie să știm cine îs. Asta nu... Nu poate să fie altcineva, adică... Păi da, da, da. Specialitate, vigilier agricol, eu știu, da. Viceprimar... Da, dacă, da. Dacă eu aprob persoane, nu comisia persoane, comisia respectiv... Nu vorbim de persoane, deci nu vorbim de persoane. Dacă dumneavoastră mandatați partea asta, că... Deci... Nu. Eu am înțeles. Deci nu știu dacă ați înțeles, dar bine. Deci dumneavoastră mandatați cele două persoane să fie... numite de către domnul primar, da? Da.
Deci ați aprobat ca domnul primar să desemneze două persoane. Nu înseamnă că l-aprobați dumneavoastră. Deci domnul primar va stabili. Dar l-ați mandatat pe dânsul. Păi da, dar încă n-am ajuns la punctul ăsta. Numărul universal. La punctul ăsta care? Păi nu că a spus că îl mandatez pe dânsul. Păi nu, se modifică. Eu am zis, domnule, poate să fii numai consilier. Din consiliul local, niciun fel de problemă. Haideți sectorul următor. Atunci, din aparatul de specialitate a primarului, nu va fi niciunul. Și atunci, nu, dar trebuie, dar trebuia să știm cine sunt. Greșeala că am făcut ședința sâmbătă. Inginerul agronom trebuie să... Asta venea domnul primar, că îl pun pe domnul și pe domnul. Sunt, da, de acord, cu propunerea respectivă. Dar nu pot să aprob o listă... Domnul Lucu, să zică mâine... Dar nu, domnul... Dar nu, domnul... Domnul Onea. Mâine îmi spune, dar dumneavoastră i-ați aprobat. Domnul Lucu, deci din câte persoane a spus? Deci din 5. Sunteți de acord să trei, 5? 3 pentru da. Din aparatul propriu. Nu, ascultați, deci sunt 5. Deci toată lumea este pentru ca să fie din 5. Cine este pentru da. Da. 5? Împotrivă? Deci domnul primar să desemneze câte persoane din aparatul de specialitate a dânsului. Alte deci trei consilieri. Deci două persoane și 3. Începem prima dată cu... două persoane. Cine este pentru ca să fie două persoane din aparatul de specialitate? Două persoane și un consilier trei. Consilieri. Deci până acum a stabilit, haideți, și pe următoare. Vă rog frumos. Deci acum este doar în deci vor fi 5. 2 și 3. 3 cu 2. 3 consilieri și 3 de mai 5. Așa, perfect. Deci cine sunt de acord ca domnul primar să deseneze dânsul două persoane? Deci toată lumea pentru, nu-i nimeni împotrivă, da? Deci două persoane vor fi desemnate din partea... din domnul primar. De către domnul primar, din partea aparatului de specialitate. Vă rog frumos, faceți acum propuneri pentru ceilalți trei consilieri. Din trei consilieri, propuneri. Deci în primar, Radu Deu. Dar consilier. Consilier, deci da, da, nu mă uit. Da, poate să fie la primar. Dar ce-a propus? Din care calitate? Acum din consilier. Bun. Da. Următor. Nu. La început domnul Oanea. Vă rog frumos. Mai faceți altă propunere? Nu. Eu am făcut una. Mai sunt și alți care sunt propuneri. Domnul Sarca. Altă propunere? Marian Lu. Ajunge. Da, nu știu. Da. Stai și puțin, te duc, ajunge. Trei. Bine, trei persoane, dar poate are altcineva și mai altă propunere. Haideți să fim serioși. În momentul în care nu mai ai nicio propunere. Deja domnul Tetelic se scapă. Haideți, mai sunt propuneri? Ați depășit lista. Domnul... Se mai fac propuneri? Nu. Nu. Supunem la vot? Supunem la vot? Prima dată, le luați în ordine. Cine este pentru domnul Radu Neu? Abțineri? Împotrivă? Deci 100%. 2. Pentru domnul Cocean Gălmiru. Pentru? Abțineri? M-am luat de până domnul Lugu? Cine este pentru? El e propun. Și la două domnul Lungu 100%. Bun. Cum stabilim acum la Comisia de Soluționare a Contestațiilor? În aceeași formulă? Asta e exact. Păi, da, eu întreb. Bine, mi se pare normal, dar și mi se pare normal să întreb. Da. Deci nu altfel. Da. Deci două persoane din aparatul de specialitate a mea primar, da? Aceea, vă rog frumos, propuneri pentru din partea domnului Cosilor. Domnul Microvasul,
Nu, Hannibal. Deci nu, nu vă spun de la început că nu vreau să fac parte. Deci domnul Dumitru trebuie să fie motivul. Deci domnul este pentru și atunci noi suntem pentru și atunci noi suntem pentru. Exact, nu fac parte, indiferent dacă nu vreau să fac parte. E opțiunea mea. N-are nimeni mă trebuie. Deci nu mă poate forța nimeni. Morica. Cu toate că domnul consilier pot propune și alte. Dar eu mă trebuie, adică dăm ce spun într-un fel, dar eu spun și știu, eu spun categoric nu. Haideți, vă rog frumos, faceți propunere, da? Domnul? Păi am făcut. Domnul Ghetereță? Deci eu? Soluționar, da? Da, da, da. Comisie de soluționare a... Mare Iurja? Da, da, da. Da. Mai sunt alte propuneri? Și care nu mai faci? Păi mi-e trebuie unul, nu? Unea va sunt trei. Unea va sunt trei. Sunt trei. Nu cred că nu vreau. Nu, da. Deci, e felul următor. Este domnul Checheviță Vasile, domnul Sarc Anton și domnul Mare Ioș. Așa. Alte propuneri. Mai sunt propuneri. Dacă spuneți cu voce tare pe cine mai propuneți. Nu. Iar crezi că mai propuneți pe cineva de felul. Așa. Deci pentru domnul Checheviță Vasile. Cine este? Cine este? Împotrivă? Abțineri? Pentru domnul Sarca, cine este? Supra, supra, la supra. Și domnul Marioșa, da? Pentru domnul Marioșa, supra, la supra. Acum o să punem la vot întreg proiectul, pentru că l-am dezbătut pe puncte, pe absolut totul. Da. Cine e pentru? Cine este pentru? Abține. Abține. Domnul Lungu. Așa. Și împotriva? Cum te puteți face la asta? Domnul Petăduș. Împotriva sau abține? Nu, la abține la primul. La abține? Da? Abține la primul. Da. O fac la mândoi ori? Dacă n-am fost de acord cu perioada... Haideți să trecem acolo la punctul numărul 2. Haideți să trecem la punctul numărul 2. Votați și... Haideți să vă exiderați. Da, punctul nu s-a trecut. La diverse o să discutăm și alte, dacă e de discutat. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Comunei Sândulene. Inițiatorul primarul Comunei. Deci până acum s-a construit școală... E vorba de școala de vis-a-vis, școală P plus 1 plus centrală termică, modernizare drum comunal în sat Coman, construire cămin cultural Coman, reabilitare școlii grecești. Astea trebuie introduse în domeniul public. Ce vreau să spun, deci modernizare drum comunal sat Coman, e vorba de vechiul drum, numai că aici se va, e, deci e altă valoare, ca și finalizare, pentru că este asfaltat, și intră la alt cod de clasificare. Reabilitarea școală Vărșești, ea, deci e altă valoare, toate că școala Vărșești exista și este monitor oficial, numai că este finalizat 2019, este altă valoare și alt cod de clasificare la ele. Aici, altceva, discuții. Dacă... Supunem la vot. Cine pentru? Împotrivă? Abținere? Și ultimul punct de ordine de zi. Este venit de la Beon Energie un act adițional vis-a-vis de contractul de furnizare a energiei electrice. La un moment dat, deci, am făcut și o analiză a acelui contract, dacă unde este proiectul de hotărâre... La... Nu, la Vatican și actul, e actul adițional la ce din am spus. În urmă, când s-a luat și s-a încheiat în anul 2017, în anul 2016 contractul, deci prețul de furnizare a energiei electrice era de 187 de lei. Acum, când vin ei, spunând în felul următor, că prețul de furnizare a energiei electrice va fi de 290 de lei. Deci o creștere de 101 lei. E vorba de megawatt-oră. Deci nu vorbim de kilowatt, ci de megawatt. Ei motivează chestia asta vis-a-vis de faptul că, deci pe piața reglementată, a crescut și prețul energiei. Dar după aceea trebuie ca să venim și să vedem mai departe, pentru că data trecută la valoarea la transport
era de 35,81 la megawatt, acum scade la 29,62 mega la transport. Deci o scădere de 6,19. Iar după aceea, la, de la tariful de distribuție, de la 188,26 MWh, scade la 182,73 MWh. Deci, per total, contract, deci ca și MWh, va crește doar cu 91 de lei. 91,28 de lei. Tot e în felul următor. Puteți să semnăm actul adițional cu ghii până pe 15 luni viitoare, dacă nu pe data de 15 luni viitoare, deci noi trebuie să căutăm alt comisiu, că după aceea, deci, ei nu ne mai livrează. Deci, căutând un alt furnizor, de fapt... Nu, pentru că toți au același preț. Deci, în felul următor. Singura chestie care au umblat ei, ca să nu mai fie prețul așa de mare, ne-au uitat un picuț. Deci, ceea ce înseamnă, deci, tarif de transport și tarif de distribuție care sunt ei și de aici se încasează ei, ei l-au mai scăzut. Nu le-au scăzut cu mult, dar pentru că îi contează. Pentru că, cum v-am mai spus, de la 35,81 s-a dus la 29, deci o scădere de 6 lei. Iar după aceea la tariful de distribuție a scăzut și acolo, dar cu vreo 3 lei, poate ceva de genul. Da. De ce nu solicitați oferte de preze la fiecare furnizor de energie electrică? Bine, eu v-am spus ce este aici. Prin să de licitații, este alt compartiment, nu licitație. Bine, fiecare solicităm oferte de preț de la ceilalți furnizori de energie electrică. Cine vine cu prețul cel mai bun? Energie electrică, transport, tot ce e până la produs final, câștigă. Bă, îi facem contract cu noi. Deci, da, dacă ești mai ieftin, fac contract cu tine. Cine este pentru? Abțineri? Cuntul 4 diverse. Dacă... Nu scrie, nu scrie la diverse. Dacă se scrie cineva la diverse? Diverse scrie două ori. Legat de ultimul punct. Cred că ar trebui făcut mai multe verificări la momentul când s-a aprins becul în seara, terminalul public și când se stâng dimineața. Pentru că eu am observat că sunt de multe ori sunt momente când s-a aprins mai târziu sau când nu se mai stâng deloc dimineața. Deci ar trebui să facă puțin investiții până a cumpăra aparate din astea moderne care pot interupe energia odată cu apariția lumii. Cu ceva senzor. Cu senzor, sigur. Da. Și cred că acum, în timp, toate investițiile astea se amortizează foarte ușor. Pentru că plătești odată aparatul care îți va strânge și îți va aprinde lumina atunci când trebuie și nu mai consumi sus ziua, oman. Nu mai niciodată cu apă. Eu am observat nu numai în zona unde locuiesc. Deci mai erau și în alte zone. Și asta se datorează faptului că se defectează. Care este câteva dată ce să prindem mai gravă? Acolo, da. Și totodată legătură cu becuri, chiar și la jurăgați din domnul Vici și din domnul primar,
să ne ajute acolo la ieșiri, la DN11, cu un bec pistol cu ăla. Și domnule, știți că am mai vorbit cu dumneavoastră, am observat chiar aseară, am trecut seara, prin sat foarte frumos, a prins de pe fiecare stâlp, are câte un bec. Oare n-ar merita navetiștea? Eu n-am nici nepost, nu mai fac navetul mai. Un bec acolo la stradă, că vede, sunt câini bagabon, sunt așa care atac, mai sunt și alții care sunt femei, sunt totuși. Uite un bec acolo. Este stâlp. Dacă se poate... Da. Ar mai fi ceva de deschiderea drumurilor. Domnul vice, dacă reușiți, ținând cont că s-o achiziționa mașina nouă, Mateiești, sar la deal, e Mocel, când plouă orice ar fi. Mateiești a fost asta toamnă. Dar și nu a avut niciun efect. E normal. A avut efect că e normal, atât a zăpat, acum l-a spălat, a ieșit. Nu l-a spălat. Da, chine pătă. A lasă, a intrat în pământ și normal că a ieșit, dar nu-i numai la Mateiești. Sat la deal, la fel, e Mocirlă, Mocirlă, nu sunt la capătul satului, spitalului de la Sfântul Maria Adeleanu, așa e Mocirlă, Mocirlă, nu se poate, plus restul drumurilor. Dacă ați văzut, chiar săptămâna asta, două zile, am... Nu, v-am adus la cunoștință ceea ce am observat eu. Acum, clar că îi știa și dumneavoastră, nu-i cu... Eu singur angajat cu două mașini, știți foarte bine. Ar fi cazul să angajăm și pe celălalt, să fie eficient serviciu care îl avem. Dar sunt posturi blocate sau nu sunt scoase sau nu sunt personal? Eu când ai ieșit în checherit Iordache la pensie, s-a încercat angajarea unui grup de instalatorist. Dar nu se găsește alte personal. Bine, încheiem ședința de astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare.